clipa în care două persoane interacționează, își fac o urare care pleacă de la sănătate, îți urez ceva de bine. Ori, în cazul de față, interacțiunea, contactul mâinilor nu mai servește acest scop și există riscul de contaminare. Recomandarea noastră este ca în această perioadă salutul să fie unul mai discret, pe cât posibil, și să interacționăm cât mai puțin unii cu ceilalți prin atingerea mâinilor.